Luna august este uneori cea mai caldă lună de vară. Ultima lună de vară se caracterizează de obicei prin temperaturi ridicate, uneori extreme, și perioade prelungite de caniculă. Caracteristicile climatice ale acestei luni se datorează modificărilor importante ce apar în distribuția centrilor barici de pe continentul european. Recordul de temperatură înregistrat în România într-o lună de august este de 44,5 grade Celsius, iar în capitală de 41,5 grade Celsius, conform caracterizării climatice ale acestei luni, publicate de Administrația Națională de Meteorologie. Din datele înregistrate în perioada 1961-2023 la stațiile meteorologice din rețeaua se constată că temperatura medie multianuală a lunii august depășește 22 de grade Celsius în Câmpia Română, dar și în estul Dobrogei, cu precădere pe litoral și în delta Dunării, precum și pe areale restrânse din sudul Banatului și al Moldovei. Valorile între 20 și 22 de grade Celsius se înregistrează în Câmpia de Vest, Câmpia Jijei, în sudul Podișului Moldovei, în zonele deluroase din Oltenia și Muntenia și pe areale extinse în Dobrogea. Valorile între 18 și 20 de grade Celsius sunt caracteristice pentru centrul, vestul și nord-estul Moldovei, dealurile de vest, cea mai mare parte a depresiunii colinare a Transilvaniei, dealurile subcarpatice și unele depresiuni intramontane. În sud-estul Transilvaniei, în zonele montane joase, în cele submontane și în majoritatea depresiunilor intramontane, aceste valori sunt cuprinse între 16 și 18 grade Celsius. În cea mai mare parte a zonei montane, temperatura medie multianuală a lunii august înregistrează valori cuprinse între 10 și 16 grade, iar la altitudini de peste 2500 de metri se înregistrează valori sub 10 grade Celsius. Potrivit specialiștilor ANM, frecvența mare a temperaturilor maxime de peste 40 de grade Celsius în această lună este dată de prezența aerului tropical. Astfel, în 62 de stații meteorologice, temperatura maximă absolută a lunii este cuprinsă în intervalul de 40-43,5 grade Celsius, relatează știrile protv.ro.